mult stac, de parcă ar fi luat apă în gură. În ultimul timp urmărim în unele circumstanțe teatrul absurdului, foarte bine revizat din culise. Scena piesei Jalnici din ultimele zile este orașul Bălți, municipiul Bălți. Cineva, după bunul plac, schimbă legile, zilele alegerilor, candidații, judecătorii lucrează non-stop, reprezentanții Comisiei Electorale Centrale, la fel. Am văzut foarte puține expuneri publice în această privință a organizațiilor. Am văzut, cum s-a expus, Promolex-ul. Dar, în mare măsură, experți, organismele internaționale tacă în această privință, ceea ce este deranjant, cel puțin. Unde sunt cei apărători de legi, de drepturi? Aici vreau să mă adresez și colegilor de la Congresul Autorităților Publice Locale, pentru că știu cât de mult este corectitudinea pentru dumneavoastră importantă. Și vreau să fac un apel către colegii din primar din toată Republica, este timpul să ne unim forțele în această privință. Cât de multe lucruri facem în ultima perioadă, haideți să atenționăm instituțiile externe. Poate oamenii nu cunosc că în Republica Moldova nu mai funcționează legile sau ele sunt interpretate după bunul plac al cuiva. Iar celor de la guvernare, vreau să le spun o dată în plus, nu este și nu sunteți veșnic la putere. Toate aceste decizii creează, spre mare regret în continuare, precedente foarte grave. Eu nu susțin pe nimeni, nu aleg pe nimeni, dar cetățenii nu sunt proști, așa cum credeți și încercați să le vindeți tot felul de show-uri. Și ca să fiu poate și mai explicit în această privință, astăzi oamenii sunt scoși din funcții și sechestrați fără dovezi. Oamenilor li se spune să plece din funcții, din funcții și să se bucure că nu sunt percheziționați, că nu le sunt întoarse oficiile sau casele cu picioarele în sus. Chiar săptămâna trecută am avut câteva discuții cu foști funcționari de diferit rang. Altora li se invocă datorii și tranzacții la stat, candidați electorali scoși din cursă, aprobarea legilor la pachet fără analiză și fără expertiză, fără o elementară consultanță, fără acea transparență de care s-a vorbit foarte mult. Sunt puse în funcție persoane loiale, persoane de partid, în funcția instituțiilor de stat, care trebuie să fie independente. Și lupta cu corupția este un paravan pe care vă acoperiți pentru că oamenii să nu vă vadă eșecurile.